10 familii afectate de incendiul produs acum o lună la mansarda unui bloc de locuințe de pe strada Paris din sectorul Buiucane al Capitalei au solicitat ajutor financiar primăriei pentru a-și repara apartamentele. În dependență de nivelul care au avut de suferit, respectiv solicitanții vor prezenta un deviz de cheltuieri verificat de specialiști atestați și noi vom merge cu aceste devize de cheltuieli către Comisia Fond de Rezervă pentru a le se acorda sau ajutorul material la cont sau lucrările de reparație în baza acestor devize. 50 de pompieri au intervenit pe 29 septembrie pentru a stinge un incendiu izbucnit la mansarda unui bloc de locuințe din sectorul Buiucani. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, focul a izbucnit din cauza lucrărilor de hidroizolare a acoperișului, efectuate cu un arzător conectat la o butelie de gaz. Flăcările au distrus 6 apartamente, iar alte 12 au fost inundate în timpul intervenției.